Mult, stimată Doamnă Maria, dinpreună cu bunul și generosul tău soț, mă rog totdeauna pentru sănătatea voastră. Domnul să vă dăruiască pace, sănătate, lungime de zile întregii voastre case și familii. Am primit, buna mea Doamnă, scrisoarea ta și am văzut cele scrise în ea. Am suferit pentru necazurile voastre și simt și eu durere alături de durerea voastră și mă bucur la bucuria voastră. Viața omului, Doamna mea, este frământată cu necazuri și chinuri. Când vezi puțină bucurie în sufletul tău, să știi că este ca un telefon care spune să te aștepți la un necaz care va veni. Cel mai aproape de om este Dumnezeu. Nimeni altcineva nu este mai aproape de el decât Dumnezeu. În el trăim și ne mișcăm, în brațele lui ne aflăm. Așadar, putem la fiecare suflare să strigăm cu glas lăuntric: Dumnezeul meu miluiește-mă. Vino repede, ajută-mă, acoperă-mă, Isuse al meu, miluiește-mă. Prea Sfânta de Dumnezeu este mama milei, izvor al bunătății, iar harul ei ajunge peste tot. Numai ce deschizi gura să o strigi și ajunge îndată ca o mamă adevărată. Nu șovăi așadar în fiecare clipă să o chemi și vei afla ajutor neplătit și doctor pentru necazurile tale. Dumnezeu, copilul meu, este peste tot și ochiul lui le vede pe toate și le trece cu vederea pe toate, deoarece așteaptă pucăință atunci când noi greșim, fie mult, fie puțin. Acela le vede deoarece este prezent, dar noi nu-l vedem deoarece suntem prunci în cunoștință. Când iarăși ne pedepsește ca să ne întoarcem iarăși privirea către el, noi socotim că pătimim pe nedrept. Și totuși, când ne smerim, atunci se deschid ochii sufletului nostru și cunoaștem că cele pe care le face Domnul sunt bune foarte. Atunci îl vedem ca părinte al nostru mult milostiv și plin de dragoste și de bunătate. Nu știu, Doamna mea, dacă ați făcut o spovedanie generală și curată. Din vârsta copilăriei, de la șapte ani și după aceea, să faceți o privire curată asupra întregului dumneavoastră trecut și să le scrieți pe toate pe o hârtie și să aflați mult folos în sufletul dumneavoastră. La fel și soțul dumneavoastră. Și nu numai în felul acesta despre care mi-ați scris ci greșelile de tot felul pe care nu le socotim păcatim. Când se spovedește cineva, se curăță sufletul lui și devine luminos ca diamantul. Veți începe din copilărie ce păcate se fac de la 8 până la 10 ani, ce păcate se fac de la 10 până la 20 de ani și după aceea care țin de partea mânioasă și de partea poftitoare. La fel și soțul dumneavoastră, firești împotriva firii, care țin de lucrul său, nedreptățiri în presă, fără de legi, toate spuse clar. Dacă însă va călăuzit vreun duhovnic și ați făcut mărturisirea aceasta, nu mai este nevoie. Dacă vreodată, Doamna mea, vreți să dați milostenie, dați-i femeii acesteia care și-a pierdut fiul. Dacă vreți să faceți milostenie acestuia care a murit de moarte năpraznică, nu uitați să-i faceți un sărindar 40 de liturghii, căci poate avea păcate ca tânără și îl scoateți din iad și vă faceți dumneavoastră pricină să se mântuiască și să meargă în rai. Căci liturghiile mântuiesc și scot sufletele din iad și, prin urmare, acolo unde dumneavoastră socotiți că ați făcut un rău, iată s-a făcut un mare bine. Căci prin intermediul dumneavoastră s-a mântuit un suflet, iar dumneavoastră deveniți prin pocăință mai apropiați de Dumnezeu. Pentru starea dumneavoastră nervoasă, mânia despre care vorbiți, să ziceți rugăciunea continuu, pentru că harul îmblânzește nervii. Și nu vă supărați căci toată lumea pătimește unele ca acestea. Se roagă pentru dumneavoastră toată obștea noastră, mă rog și eu. Transmiteți urările noastre soțului dumneavoastră. Cel din urmă, Iosif Monahul, 1 februarie 1955